foarte multă lume are de suferit, sunt multe avize, multe puzuri, multe oameni care chiar au nevoie de consiliu local. Dar, domnul primar... Pe mine mă cheamă Cârjaliu Cristian Maricel și sunt născut la Dorohoi. Se aude dintr-o dată în vocea primarului. Și primarul intră în cutie și spune așa. Ce vă spuneți, domnul? Am cu pânzări la parchet. O să iasă urât rău de tot. Mama zice la menință pe președintele de ședință. Deci trafic de influență, cumpărare, influențarea votului secret. Tu ai reușit să intri în posiția unei înregistrări care practic demonstrează intenția primarului, demonstrează că el nu și-a dorit ca eu să ocup funcția de viceprimar. Consiliul local din Agigea, cum va arăta? Consiliul local va arăta foarte bine. Vom forma o coaliție pentru Agigea, nu o coaliție pentru Cioban. Își pune el viceprimarul și trăia fericit pentru că avea și majoritatea în Consiliul local, având viceprimar. A văzut că nu reușește și a zis, ok, atunci nu o să avem un consiliu local funcțional. Mi-a spus că nu o să funcționeze niciodată acest consiliu. Dacă îți pui mintea, da, îl închizi, că îi inventezi tot felul de... că nu știu ce nu s-a întâmplat, că nu știu ce nu s-a făcut și... Inventăm noi un viciu de procedură și spunem că nu se adoptă proiectele astea. Toată lumea știe ce s-a întâmplat la ședința aia. Ne-am prezentat pe data de 12 noiembrie. Am fost propus de unul din colegi ca președinte de ședință. Am luat prezidiu. Următorul punct pe ordinea de zi a fost alegerea viceprimarului. Maricel Cârjaliu l-a propus pe consilierul local Chiru Dan Ștefan pentru poziția de viceprimar. Ulterior am fost eu propus de către un coleg. Am trecut la vot după cum ne-a recomandat secretarul general. Evident, după ce președintele de ședință a citit proiectul și l-a supus la vot. Un singur consilier a greșit un buletin de vot. A ieșit din cabina de vot, a spus, cred că am greșit, aș dori și eu un alt buletin de vot. I s-a luat buletinul de vot, i s-a scris anulat și i s-a amânat un alt buletin de vot. Secretarul general a anulat buletinul de vot, i-a oferit un buletin nou, consilierul respectiv a intrat în cabina de vot, a votat, a împachetat buletinul și l-a introdus în urnă. Secretarul general a luat urna, după ce toți ceilalți consilieri au votat, a luat urna, a răsturnat în fața noastră și am început să numărăm voturile. Și au ieșit câte? 8 pentru Gabriel Ciobanu, 6 pentru Chiru Dan Ștefan și cu votul trimis prin aplicația WhatsApp, 7. Era un consilier local PSD care era izolat la domiciliu. Deci rezultatul final, 8 voturi pentru Ciobanu, 7 voturi pentru Chiru Dan Ștefan, rezultat prezentat inclusiv de președintele de ședință. Prin votare s-a adoptat proiectul de hotărâre, am trecut la alegerea comisiilor de specialitate, constituirea lor. Sunt 3 comisii de specialitate, toate 3 au fost propunerea majorității, toate 3 au fost adoptate. Chiru Dan Ștefan a spus, gata, putem să ne retragem, ați făcut ce ați vrut voi, am făcut ce am vrut noi. A fost votul democratic. Au stat și s-au gândit, băi, trebuie să facem ceva, nu putem să punem pe ăsta viceprimar. A doua zi am fost sunat de către secretarul general al comunei, care mi-a adus la cunoștință că procesul verbal este scris, redactat. I-am cerut să-mi trimită pe WhatsApp, mi-a spus că nu poate să-l trimită. Am zis, bine, ok, o să ajung la primărie, o să-l citesc. Am ajuns, a apărut la 30 de secunde și domnul primar. Primele cuvinte pe care mi le-a spus a fost că vedeți că v-am făcut plângere penală. Am făcut plângere la parchet. O să iasă urât rău de tot. În proces verbal era trecut că nu poate fi emisă hotărârea de Consiliu pentru că s-a constatat egalitate. Că un vot l-a anulat dânsa după ce s-a terminat ședința de Consiliu. Aici aici după încheierea procesului electoral s-a identificat în urnă și al doilea buletin de vot folosit de doamna Comș. Era Șalvi. Era Șalvi? Era tot. Era tot, dar era prea multe. Cum prea multe? Păi, nu trebuia să lasă să voteze cu al doilea buletin de vot. Fiind emoționată și din evadă, dar sunt impresiuni făcute de domnul consilier
Domnul secretar i-a mânat un alt buletin de vot, fără să-și dea seama că procedural aceasta își exercitase dreptul la vot, era, acest vot este nul. În urma înlăturării buletinului de vot anulat, precum și după ce se trimite și votul doamnei așa, se constată că este o egalitate fiind... Ei, nu a fost așa. S-au numărat voturile și a fost 8 la... Da, dar eliminându-l al doamnei... Păi care era? Tocmai, că scrisul este același, și colo și colo. Am votat deja. Și a fost vot secret. Acum ce facem? Dezvoluim cine și cum a votat? Ce a făcut ea după... După ce a ajuns în birou, pe mine nu mă interesează să se consemneze în proces verbal ce s-a întâmplat în timpul ședinței, pentru că asta se consemnează. I-am spus că nu o să semnez procesul verbal, ea mi-a spus că nu o să modifice absolut nimic, m-am ridicat și am plecat. Eu nu voi face nicio modificare. Ok. Ulterior, pentru că președintele de ședință a refuzat să semneze procesul verbal și a dus la cunoștință secretarului că ceea ce a scris acolo nu reflectă cu realitatea, aceștia ce s-au gândit? Măi, ok, dar nici nu putem să-l punem pe ăsta viceprimar. Facem altceva. A doua zi mi-a trimis un mesaj de pe telefonul de serviciu în care mi s-a spus că să vin să semnez procesul verbal. Eu, tot prin mesaj, i-am transmis dacă s-a modificat conform realității de la acea ședință. Ea mi-a răspuns, da, s-a modificat. Am ajuns aproape de încheierea zilei de lucru, pe la 15:30, în momentul în care am intrat în biroul dânsei și nu mai era acolo. Am întrebat-o pe colega ei de birou, unde e doamna Trifan, doamna secretar, mi-a spus că și-a dat demisia. Am întrebat-o dacă și-a dat demisia din funcția de secretar al comunei și dânsa mi-a spus că și-a dat demisia din toate funcțiile din cadrul primăriei. Pur și simplu nu mai era acolo. Era proces verbal pregătit. Ideea e că în primul proces verbal s-a încercat într-un fel anularea acelui vot printr-o redactare mincinoasă asupra votului de egalitate 7 la 7, corectată în al doilea proces verbal cu rezultatul corect 8 Gavril Ciobanu, 7 Chirudan Ștefan, dar în care s-au mai introdus și mici amendamente, cărora eu nu le-am dat importanță, pentru că pe mine mă interesa rezultatul votului. În realitate, ce a făcut primarul? S-a sfătuit cu avocații și a mers de aici și le-a zis, băi, uite, noi am făcut un fals în declarație, am declarat acolo că a fost egalitate, dar ăștia s-au prins și nu vor să semneze. Și aceștia au spus, mă, singura variantă este să dăm noi două mențiuni pe care doar un avocat le poate înțelege, le treci în procesul verbal, treci rezultatul corect și ulterior le vom folosi de mențiune respective în instanță. Lucru care s-a și întâmplat. Ne-a fost respinsă cererea de obligare de a face, pe motiv că în procesul verbal sunt aceste mențiuni despre care am vorbit mai devreme, și anume că nu s-a supus la vot proiectul de hotărâre și că președintele de ședință nu a prezentat rezultatul votului, chiar dacă noi, în ședința din 15 ianuarie, când s-a supus la vot procesul verbal, noi am adus un amendament și anume că s-a prezentat rezultatul votului. Am corectat la următoarea ședință printr-un amendament cu care a fost de acord toată lumea, inclusiv consilierii PSD. Cumva primarul, prin sfaturile primite de la avocații lui, a reușit să inducă în eroare instanța și a reușit să câștige pe fond. Dar am convingerea, după ce am explicat în detaliu toată situația, că la recurs vom avea câștig de cauză. Au declarat mincinos rezultatul votului, după care au venit cu mențiuni la fel de mincinoase. Așa se vrea să nu funcționăm. Înțeles, nu vreau de tot. Având în vedere că ei oricum cu asta se ocupă. Adică ei falsifică fals și uz de fals.